Domnul George Armidaru vorbea la seara la generalul Nicolae Ștancă despre Nicolae Ștancă sau paradoxul nelibertății. În această seară, Domnul George Armidaru, istoric literar, profesor la Literele la Universitate, ne va vorbi despre epocele lui Dimu Pilar. Te rog, dacă nu te binevoiești, a comunicat cu fiecare aceste principii și soțul ăsta,
Important nu este ceea ce au făcut alții din noi, important este ceea ce au făcut de noi din ceea ce au făcut alții din noi. Deci, să vedem care sunt aceste epoci și cum se raportează inuminat la epocile pe care le-a traversat. Este născut, așa cum știți, în 1921, într-o epocă de normalitate. Perioada de după Primul Război Mondial, până în 1929, este așa zisă o perioadă a anilor de bun, o perioadă a libertății, o perioadă a dezintegrării și mai ales o perioadă a bucuriei de a trăi. Este perioada în care Dinu Pilat își trăiește copilăria la București sau în liniștea iorcanilor, la măsură față a ecopatia cală, dar vreța la Pugheni. Copilăria așadar fericită, paradisiată, o copilărie a normalității, dacă se poate spune așa. Urmează, așa cum știți, școala Clemența, acea școală pe care o făcuse și Nicolae Steiner. Apoi, liceul Spirul Mare, un liceu care a dat mai aparte a elitei culturale interbelice și în contrapartiză și mai aparte a elitei istoriilor comuniste. Perioada interbelică este iarăși o perioadă de normalitate, dar o perioadă în care există niște convulsii, deopotrivă ca pozator și deopotrivă ca istoric și
1955, după această perioadă, una dintre vocile spiritului din Ungar, vocea de romancier încetează și va continua doar cealaltă voce, vocea criticului și istoricului literar. Vă spuneam că aceste romane au acțiunea petrecută în Marmitatea de Papate, în perioada interbelică, cam spre sfârșitul deceniului 30-40. Devenită în tinerețe ciudată, se configurează un univers al tinerilor, dar un univers aflat într-o stare de ritualitate. Nu știm cum și încotro se vor îndrepta acești. Un roman final deschis. Celelalte două romane, Moartea Cotidiană și Așteptând ce-a fost de-apoi, ne oferă două modalități prin care ritualități deci cum se poate ieși? Cum pot evolua? Pot evolua fie într-o existență din aceasta inerțială, plată, imobilă, cenușie, plumbie vegetativă, în genul atmosferei de lucrurile de așa în părți sară, care a fost de comparat, fie pot să își asume, pot să intre în convulsiile unei istorii dramatice, dramatice, de fapt, așa cum se întâmplă romanul Așteptând ce-a fost de fapt. După cel de-al doilea război mondial, pentru Dinu Milat, dar și pentru ceilalți prieteni ai săi, ca și pentru Steiner, ca și pentru Mărica, ca și pentru paleologul străin și ceilalți, începe adevăratul război. Și după cum putem observa în aceeași corespondență cu Nelly Pilat, se risipesc treptat, se risipesc povestea. E vorba despre niște iluzii ale normalității. Iluziile lui Dinu Milat din aceste scrisori, din secvența 45-48, nu sunt niște utopii, sunt doar niște iluzii ale normalității. Merg într-o societate totalitară, normalitatea este o iluzie. Normalitatea devine o utopie. Așa cum știți, în 1947, Dinu Milat este eliminat de la Catedra de Istoria Literaturilor Române a Facultății de Literatură din București, unde fusese asistentă lui George Călinescu, și va traversa pe parcursul deceniului 50-60, o experiență a marginalității, o experiență a interdicției, a marașului și așa mai departe. Va lucra pe o funcție de portator la fabrică de sânge, până când va fi angajat de George Călinescu la institutul care a spus din partea intelectualii se retrag în cercul clandestine, se întâlnesc la Liceul Lumina sau Albia, își citesc textele lor sau textele actuale. Însă toate aceste activități sunt, dacă vreți, prinse în vizorul securității. Urechea atentă a securității prin toate aceste discuții. Este interesant că în dosarele de la CNSAS,
Evident, și de la numirea lor după ce această revoluție a fost în ușița sovietice, știm această perioadă din Pilat, citește romanul său, care va constitui principal capăt de acuzare în ceea ce se apoi mulți toți prieteni, îl vor discuta, prietenii se vor aborda diferit acest roman, nu e chiar fi în detalii, aceste detalii există și în păsată de macinesat, dar există și în restul productiv al romanului acest în ceea ce de acolo. În 1959, în 25 decembrie, 25 martie, de la mănăstire, Tinu Pilat este arestat și acum intră în scenă secvența cea mai dramatică a istoriei pe care o traversează Tinu Pilat. Există și o carte mărturisitoare, mărturisitoare a acestui proces, este vorba de jurnalul fericirii, preșteanul, scris în afară de istorie. Deci lucrurile, sper, încep să fie cunoscute. Eu am adus cu mine câteva documente din dosarul de la CNSAS, spus că arăt cumva de la distanță, o mare suferință. O suferință pe care din
Deci, o să spun. Se știe de la Dostoevski că Srebrenica este o școală a cunoașterii. Este o școală a cunoașterii, însă, precum orice școală, Srebrenica are provocații și repetenții. Nu toți trec acest examen. Unii trupică. Trupică pentru că transformă Srebrenica în a crea și în sentimente de bună atitudini de vende. Alții însă trec examenul suferinței cu succes și în ultimul dat face parte din această categorie a celor care trec acest dur examen al suferinței cu succes. Eliberat în 1964 din închisoare, din migrație întâlnește cumva un climat totuși diferit față de cel pe care îl părăsise în migrație în istorie. Perioada 1965-1971 este, așa cum se știe, perioada unui relativ de decât. Pentru discuții politici, trebuie de lucru totuși o bucurie. Această perioadă, chiar dacă de interesse.
Aș încheia expunerea acestor secvențe, tot printr-o scriitoare trimisă de data aceasta meditează de data